arta, la un moment dat, cred că e ca un virus, e ca un drog, ca, nu știu, în momentul în care intră în tine, nu mai ai cum să mai scapi de el. Deci pur și simplu nu mai ai, te hrănești de fiecare dată încă puțin, mai ai nevoie de încă o informație, de încă o bucată de artă, de încă un fel de artă, că e fashion, că e colecție, că sunt expoziții de artă, că sunt țesături, că e sculptură, că e, nu știu, e un mediu în care eu mă simt, cred că, foarte confortabil, mă simt foarte bine și e un lucru care mă însuflețește foarte tare și cred că asta mă face să merg mai departe. Cursul e fascinant, a fost o provocare, recunosc, a fost o provocare. Mi-am dorit de mult timp să cochetam cu ideea de a profesa. Din punctul meu de vedere, în momentul în care ai cunoști sau deții foarte multe informații pe care le acumulezi de-a lungul experienței, că n-ai cum să treci pe lângă ele, am sentimentul că împlinirea mare e atunci când poți să dăruiești informația, când poți să o dai mai departe. Și atunci, cumva, cursul a venit mănușă pe sentimentul meu de a da lucrurile mai departe. Le simt deja că am ce da, pot să dau. Și m-am bucurat mult de curs. Mult. Cred că s-a și văzut în timpul cursului. Bună, sunt Lena Criveanu, designer vestimentar. Te aștept la cursul de la Dallas Go, un curs minunat, unde te vei regăsi pe tine și unde vei învăța ce înseamnă modă.